Astăzi va fi o zi de audiții extraordinară, vom avea concurenți minunați. Vine o concurentă care are o plasă pe cap. Spuneți-mi dacă este ceva caz social, medical. Ați început perfect! Atât! Chelo, nu știi ce însemnă asta? Hey. O grămadă de asta! Vom avea un public extrem de cald. Vom avea doi prezentatori. Una peste alta, o zi foarte bună. Ăsta a fost numărul? Da. Da. Extraordinar, scurt și prost. Ești de acord? Da. Ești de acord? Nebunesc. Corect. Băi, ai fost de c***. Dă că c***. Așa, bă. Mulțumesc. Ne seara mai frumoasă. Ia uite. Mizerabil. Uite ce pot să fac. Ia uite. Oribil. Adică până la urmă vom avea de toate. Mă știu exact ce s-a întâmplat. Iar reglează. Ești reglat. Vrei să ne reglezi? Tu ești reglată din toate punctele de vedere. Pentru că nu ne poate nimeni deranja. Doamne Iisuse Hristoase. Nu am foarte să mai completez. Foarte multă curățenie sufletească, dar sunteți spurcate de gură. Că n-am gustat și eu. Mai mult decât ne putem noi distra. Așa acum, că nu putem spune decât... Stop! Maestre! 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 Asta e muzica ce-mi place numai la Ai Umor! Să ne acceptăm tragicul sfârșit. Zâmbiți! There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rumble. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started. Și azi am venit cu o geantă de 200 de euro, ca să vedem. Ce, bun, 200 de euro? Da. Welcome to life. Așa costă. Dacă ieși din piele, n-ai cum, dracu, ce ai? Cred că vrea să apășe de rafie. Am vrut să apășe de rafie, o să o aduc mâine. Mâine vreau să aduc o paporniță. Mega cool. De data asta nu... Nu atât de valoroasă, dar promit, sper să nu uit. Te super, mă. Nimic. Nimic. 150 de euro. Nimic, în piață, mă, unde îmi dau pălea pe jos. Băi, alo, Leuștean. De aici era Leuștean, nu, aici era geanta. Rafi, 150 de euro, n-ai niciun stil. O paporniță e o paporniță, până la urmă, nu contează ce e, dar a fost funny toată discuția cu, da cât, acum, de asta, geanta. Și pătura asta? Pătura asta am luat-o din Harajuku. Un cartier în Tokyo, unde sunt numai ciudat. Colegii mei sunt foarte fashioniști și din ce în ce mai fashioniști, mai puțin chel, și sunt obișnuiți cu lucruri ciudate și cu cercei în nas și Mona Lisa și... Și cercelul? Cercelul l-am comandat online. Văd că ești foarte interesat de toate online. Se găsesc mai... Ce cât? Cât cerceluri? Alte întrebări mai ai? L-am întrebat eu. Dar chiar cât aveți? Asta nu e întrebare, e întrebare cretină. Uite, vezi cum
se oprește un interviu. Bă, ți-a plăcut cum a fost îmbrăcată Delia? Că ajungem la îmbrăcămintea asta. Noi nu mai uităm la Delia de mult. Mi-ar plăcea dacă cineva vă lasă adresa să-mi trimite, dacă cineva încă mai are acea carpetă cu răpirea din Serai, eu o vreau. Pare rău. În momentul în care întreb de îmbrăcămintea ei... Domne, oamenii videojurați ăștia. Eu i-am simțit de mult. Ce n-ar da Chelu sau Bendeac să aibă și ei un tricou frumos cu Mona Lisa? Hai, gata cu ei. Să vedem cum e cu fashion-ul la concurenți. Vine o concurentă care are o plasă pe cap. Spuneți-mi dacă este ceva caz social, medical, sau pur și simplu și-a luat o căciulă sau și-a pus o plasă pe cap. Să rămână, doamnă, ce faceți? Bine ați venit, ce bine arătați, ce mileu frumos aveți pe cap, doamnă, ce frumos arată. Așa plecăm de la petreceri. Ce aveți aici, doamnă? Așa plecăm de la petreceri cu patru perechi de încălțări. Mă gândesc, doamnă, cine știe, o operație pe creier, a venit femeia, încă mai are plasa, care are bandajul, care are asta. Zic, spuneți-mi direct în star să știu măcar cum, pe ce. Cum vă simțiți? Aveți emoții? Da. Nu pare, nu pare că aveți așa. Sunt doi oameni mici, sunt două păpuși, sunt două... Niciodată genul ăsta de coreografie, nici nu se spune. Bună, doamnă! Seara, sărmâna! N-am văzut așa ceva în viața mea. Noastră realizați cât de minunat este ceea ce ați făcut? Da, oi, mă stărui. Ca să fac așa o mică paranteză, pentru mine a fost dramatic, mi-a amintit de momentele mele de intimitate, când din lipsa timpului trebuie să fiu și bărbatul și femeia, dar aici nu este vorba despre mine, este vorba despre ceea ce am văzut și a fost absolut minunat, a fost și amuzant, a fost și... a fost în toate felurile. Și mă bucur că avem pe scenă, după părerea mea, un mare artist. Felicitări, doamne! Îți dai seama că numărul este foarte bun? În momentul în care, după ce începe la 10, 15, 20 de secunde, când te gândești, da, e ok, e o singură persoană acolo, ajungi în mod natural să uiți treaba asta și să vezi două personaje, știi? Asta înseamnă farmecul în treaba asta. Mi se pare foarte dificil să faci asta. Este puțin. Nu? Coordonare, mult antrenament. Am făcut 15 ani de sport, dintre ei 6 ani acrobatică. Până la 5 minute să stai cu capul în jos și plus încă să te învârtești pe loc și să știi cu ce parte la lume te afli. Este un număr dificil, dar eu, fiind fost acrobată, mi-a fost mai ușor să prezint dansul ăsta. Nu știam unde sunt picioarele, unde sunt mâinile. Habar n-aveam, încercam să-mi dau seama la un moment dat cum stă, de fapt. Doamne, noi vă mulțumim, tot. Ia. Vă grăbiți, că am și eu două cuvinte de spus. Este extraordinar acest act. Ne confirmă faptul că în mod tradițional, de mii de ani, în România, femeia se bate parte în parte cu bărbatul. Deci este o formă de... dusă la extrem. Da, mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc mult. Deci, aplauze pentru femeile care de mii de ani rezistă bărbatului în mod eroic. Se-i placă lui Chelu ceva folcloric? Mi se pare, într-adevăr, o performanță. Bravo! Felicitări din tot sufletul. Mulțumim! Și-a creat o coreografie singură foarte mișto.
Foarte bun. Mi se pare de mega efect și să mergi cu momentul ăsta, mă gândesc, cred că ar prinde oriunde. Auziți, am o întrebare. Dacă câștigați premiul ăla de 20.000 de euro, cum îl împărțiți între moș și babă? Cine ia? Cine ia mai mult? Găsim, da? Găsim, nu? Chiar a fost o plăcere, ne-am destins. Nu cred că a fost vorba despre râs, cât despre o stare de bună dispoziție pe care acea femeie chiar a reușit să ne ofere. Adică ne-a făcut să ne simțim bine. Așa că să continuăm. Poate chiar râdem de binele. Mai știi? Fulvio, pe tine te așteptam. Ce este faci? Fulvio, nu coace, nu coace fiară de aici. Fulvio? Fulvio. Păi îl cheamă Fulvio Fulvio. El este un artist desăvârșit. Da? Comediant cu Ana, unor este foarte piperat. Soția mea nu vine la spectacole mele. De ce e rușine? De ce mentalitatea ei, când lumea mă vede, toate se uită la ea. Oh, uite, e soția lui ăla. Ține-te aici față. Bine, cu tine vorbești că ești de-al meu. Da, da, vezi? Ce vorbești, mă? Și nu sunt și eu de-al tău? Uite-l, eu nu sunt de-al tău, mă? Ca hobby, sunt stand-upper. Ca meserie de bază, sunt luptător K1. Nu cred că e necesar să vă spun, le-ați văzut după fizic. Fii atent aici, dăm și mie un autograf, te rog frumos, pentru noul tău prieten, Șerban. Ce pentru noi, mă? Pentru omul noi. Și pentru Adriana. Și te aștepți ce ți-l-am luat, nu? Nu. O să devin mare celebru. Da, celebru tot după asta. Îți spun eu. Eu cred că e misiunea. Nu mai faci seama. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Fulvio, am 49 de ani. E o seară foarte pozitivă pentru mine, sunt foarte mulțumit, foarte bucuros că în seara asta fac 10 ani de căsătorie cu soția mea și sunt chiar foarte fericit. Vă mulțumesc. 10 ani de chin. Fără niciun mișto, sunt chiar foarte fericit că seara asta o petrec cu voi de parte de soția mea. Soția mea e o scorpie, m-a luat și cardul de cumpărătură, zice... Îl țin eu că tu uiți codul PIN, pare ar fi o problemă să ți-l bagi în telefon. Ca femeie îi place foarte mult ce vorbește la telefon, are un record personal, 3 ore și 47 de minute de vorbit la telefon. Știu că nu e un record personal și nici un record național și nici un record mondial, dar să stai 3 ore și 47 de minute la telefon cu cineva care te-a sunat din greșeală, credeți-mă că e tot o performanță. Problema pentru cine e căsătorit, poate mă înțelege. După 10 ani de căsătorie, începe niște probleme. Prima problemă e când sună șocra mea. Cum sună șocra mea că zice e mama, orice bărbat care e căsătorit face... și stă ora la telefon. Da, mama, da, da. Când la un moment dat șocra ta se amintește de tine. Auzi? Ce face prostul? Face bine. Te salută mama. Și tu zici... Și el te salută și te iubește. Așa sunt femeile. Noi suntem proști față de femeile. Femeile sunt mai inteligente decât noi bărbați. Uitați să veni pe market. Cine e proștul care împinge caruciorul? Bărbat! Femeia stă în față cu lista și cățelul stă în spate cu caruciorul. Eu de obicei ajung acasă pe la 5:30 și soția mea se duce la shopping. Într-o seară ajung acasă un pic mai târziu și soția mea era acasă. Unde ai fost până acum? Băi, zic, uite, am avut un pic de treabă. Fai ce vrei tu, că știai că nu sunt acasă. Nu, am pierdut timp, că am fost... Ai fost la cu... Și eu nu sunt gen de om, am aproape 50 de ani, chiar nu sunt de caracter, dar m-am enervat, zic. Da, e adevărat, am fost la cu... Și îmi spui așa? Da! Soția mea s-a supărat și mai mult. Mă ieși și la mișto? Bă, dacă nu mă crezi, nici... acum te spun lui mama. Alo, mama, a venit acasă Fulvio. Știi unde a fost? Da, știu, a venit pe la mine, m-a reparat ghiuveta. Vă mulțumesc! Pe mine m-a tristat. Sunt trist. De ce? Foarte trist. De ce? Deci sunt momente adevărate din viața unui bărbat prost, adică... Merci! Nu mă referam la actul artistic în sine, nu la... La text. Da. La tine. Nu mă pricep foarte tare la stand-up, dar din ce știu și din ce am mai văzut, aș putea să împart stand-up în două părți. Unu, cel civilizat și cel total necivilizat. Dar calea de mijloc este cea mai proastă.
așa cum noi ne împărțim piesele în piese de calitate pe care le considerăm de calitate și cu mesaj și în piese josnice care te fac doar să râzi și asta înseamnă Paraziții, o piesă de aia, o piesă de aia, o piesă de aia, niciodată piesa de mijloc, ne considerăm piesele proaste, piesele care nu sunt nici cal, nici măgar. Eu vreau să vă spun o chestie pe care țineam de foarte mult timp să vă spun, pentru că vă cunosc, v-am mai văzut în diferite contexte sau la televizor. Sunt foarte mulți stand-uperi în America care sunt de origine hispanică și se folosesc de treaba asta. Adică nu cred că drumul dumneavoastră în ceea ce faceți în momentul de față este să vă puneți o cravată care are o chestie funny. Da, cravata asta are 15 ani, cravata asta. Mulți înainte, ce să zic? Cred, că problema, cred că problema este oricum la nivel planetar. Astea sunt suferințele mondiale ale bărbatului. Nu, cred că problema este strict de abordare și nici nu cred că textul este la un asemenea nivel, să zic. Eu am un text cu italienii, dar era greu de dus aici, că trebuie mult. Da, aș prefera să vă văd îmbrăcat într-un mafios sau să vă văd îmbrăcat într-un anume. Băi, nu e nicio problemă, dați trei de da și data viitoare vin mă dați trei. Cola qua. Mesaj emoțional, adică dați trei de da. Data viitoare vom da cu siguranță trei de da. Data viitoare trei de da? Da. Da, da, dacă nu-mi dai acum. Nu mă pricep. Tu fii atent, în antică Roma, era așa sau așa. Tu țin așa, că mie nu mă deranjează. Noi la români n-avem doar, avem așa, așa, avem așa, avem și tradiționalul așa, deci noi avem patru feluri în care ne putem exprima. Gata. Nu vorbi urât, că noi în Italia avem așa. Ce înseamnă? Mănâncă? Chelo, nu știi ce înseamnă ăsta? Hey, o gramată de ăsta. Vezi, mă. Aplauze! Un buchet de flori! Am votat. Ah, si votate, si, si. E mio, no. Ok. Chelo? Da. Hai să... Hai, Chelo! Adesso! Andiamo, Chelo, andiamo! Arri, votează! Gata! Facciamo un vot! Bang! Hai votat! Vediamo! Da, da, avem un... Adică... Pare rău. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Vă voi la plăcută. Pa. Vă jur că în contextul în care o să mergeți pe acel drum, eu vin la primul spectacol, vă jur. Eccola! Vino la un spectacol de-al meu și ai masă reservată când vrei tu. Adu-și pe Roxana, da? Cel mai interesant lucru. Tu, dacă vrei, vino, dacă nu, nicio supărare. Auzi tu, asta. Bă. Atunci când eram mic, ascultam Paraziții. Practic, acum e o rușine. Toată copilăria. Băi, s-a luat cu chelul, e grav. Cam ăsta a fost momentul că n-a auzit nimeni gluma ultima și... Nu stă amuzant deloc. Dar continuă. Eu la un moment dat am început să râd de cât de prost era. Băi, ai fost de c***. Din cauza emoțiilor, am emoții. Vorbesc serios. Dar... Acest dar o să te trimită în finală. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Așa, adunătură de babe dințoase și toate de pe aceea scară. Doamne, Iisuse Hristoase! Despurcate de gură, n-am văzut așa ceva. Sunt șocat. Am revenit la Ai Umor. Să continuăm. Loc să-mi pune inimioară la mor, l-a pus la râs. Uite ce dar știi că mi-am dat seama acum 5 minute când m-am uitat la telefon. Iarăși. Mor de râs. Dă-mă markerul, fiecare să scrie ce gândește. Acest tricou a fost o proastă idee de la început. Echipa de producție s-a chinuit să facă acest tricou, a alergat prin oraș. După ceas, că începea emisiunea și eu am numărat prost zilele de filmare și aveam un tricou în minus. Vă place, mă? Respectul pentru artist. Foarte frumos. Trebuie să-mi modific singur la fața locului. Dar nu înțeleg care-i faza. Sunt inimos azi. Niciodată. Ah. Oh. Ce tricou? Trebuia să aibă o inimă aici și un U aici. Și n-a ieșit. Și îți creștea o inimă. Și de ce suntem inimos azi? Cam inima. Și l-am reparat prost. Am reparat reparația tăind această inimioară. Am adăugat cuvântul sânge și am încercat să fac un
pentru cuvântul râs și fără să-mi dau seama de oboseală am făcut un E. Și atunci s-a transformat într-un fel de păianjen electronic și chiar mă doare capul. Chiar a avut în fiecare zi un tricou cu mesaj? Da. Am văzut, a scria ceva pe el și a mai scris de câteva ori, dar nu știu dacă în fiecare zi. Sânge? Da. Sânge. Păi inima... Inima conține sânge. Exact, vascularizat. Eu că sună groaznic. Totul e pe bani, adică asta e ideea. Pot să ghicesc cam care au fost mesajele. Și fără să știu, să spunem că nu le-am văzut. Tăietorul de miei, nu. Ucigătorul de petre, nu. Ucide-i starea de spirit, nu. Not funny, nu. Stai că zic ce a avut. A avut... Hai mă, Delia, pe bune! Chelu a pus inima acolo, s-a implicat, a desenat cu mânuța lui și tu, nimic. Data viitoare o să-și pun o carpetă pe el, numai așa, ca să-l ții tu minte. Deci, să continuăm! Hai să râdem, să râdem, să râdem, să râdem! Trebuia, mă, să vii cu un moment de stand-up, frate. Ai venit cu... să cânti tu ca Iris. Ce faci, mă, Tache? Casc într-una, dacă nu mi-aduce ceva dulci. Ce faci? Ce moment faci? Stand-up, da? Da. Măi, după față, ai față expresivă. Mersi. Eu cred că o să iasă un stand-up frumos cu tine, nu? Mersi. Glume bune, ceva? Că știi că ăștia sunt pretențioși. Ultima oară am râs aseară, am fost la un film foarte prost. Uneori filmele sunt atât de proaste încât te amuzi. Se poate întâmpla asta și cu un concurent. Să râzi de el. Mai mult decât de ceea ce face, știi? Urmând zicala, să fie bine ca să nu fie rău, cel care își dorește victoria, bineînțeles mai mult decât alții, Doru Mihăilescu. Bună seara, bună seara! Mă cheamă Doru, am un nume normal, banal, mie nu-mi place, dar nici nu m-a întrebat nimeni la naștere, auzi, nu te supăra. Ce părere ai dacă ți-am pune numele Doru? Că aș fi zis, bă, nu, mersi frumos. Mai sunt în salon aici și alți nou-născuți, încercați la ei, poate... Nu s-a întâmplat așa, vă dați seama. Dar cum un caz nu vine niciodată singur, părinții mei s-au gândit ca pe lângă Doru să mai pună un nume, Florel. Știu, și cu toate că este la emisiune de glume, asta nu e o glumă, chiar așa mă cheamă. Și l-am întrebat pe tata. Bă, tati, cum te-ai gândit, mă, tu să-mi pui numele ăsta așa? Dacă pe mine mă cheamă Florea, m-am uitat la tine, ce puțulică mică aveai, a fost trecerea lină, așa, Florea, Florel. Na. Acum eu stau și mă întreb, ce crede tata, dacă eu o să rămân așa cu mărimea mică toată viața, de mi-a pus numele ăsta? Mă rog, în mare parte el a cam avut dreptate. Că dacă stai să te gândești 20 de centimetri, nu e cine știe ce mărime. Zic și eu gluma asta și prin spectacole. O fată din 10, dacă e curioasă și tot e ok. M-am avut un spectacol la Constanța. Cum au oamenii ăștia spectacole? Îi zice, știi, eu sunt curioasă. Bă, am zis o fată din 10, nu una cât 10. Lasă un... Da, bun. Nasoare să nu vadă nimeni. Și eu nu mă tun zero pentru că așa îmi place mie, cum probabil faci tu, Chelu. E impresionant. Se vede pe tine, îți plac lumea. Tu ai păr, ai putea să-l lași. La mine, eu nu. Na. Bine, ar fi ușor ciudat la tine, având și numele de scenă, Chelu, să apar pe scenă cu o freză de-aia la Valderrama, așa. Am avut, dar n-ai fost atent. N-am fost atent, da. Și dădeau fanii coate. Băi, ăsta nu e Chelu. De ce crezi asta? Păi nu e Chelu. Am creat tensiune. Mihai, tu mă înțelegi. Ești în aceeași situație ca mine. O să vii să vezi. Chiar sunt curios. Curiozitatea la Chelioși. Mamă, l-a oprit. Eu nu mă uit. Nu mă uit că mi-e milă. Uită-te tu și spune ce. Andrei și tu, de ce râzi? Ești în aceeași situație. Cu tine vorbește, mă. Tu ești într-o situație îngrozitoare, continuă. Știu. Prima glumă bună. Of. Zic că e cel mai trist moment când calci pe o scenă, vii în fața multor oameni și tu ești oricum, dar nu amuzant. Dar sunt și avantaje atunci când te tun zero. De exemplu, nu mai dai bani la frizer, îți iei o mașină de tun și a rezolvat problema. Eu am un vecin care nici măcar mașină de tun nu și-a luat și mi-o tot cerea pe a mea. Și vine într-o zi tipul, îi dau mașina și când se întoarce să mi-o aducă... Continuă. Da. Îl reprezint pe Bendeac. Da. Când se întoarce să mi-o aducă, îi zic gata, acuzi, nu vreau să-i mai dau mașina. Și îi zic, bă, vecine, îmi cer scuze că nu ți-am spus până acum, dar eu cu mașina asta mă fac și în cap. Îmi fac și barba, mă fac și jos, că na, mașina mea, barba mea, ta mea. Cam ăsta a fost momentul, că n-a auzit nimeni gluma ultima și... E grav. Din cauza ta n-a auzit gluma. Da. I-ai mai zic o dată? Da.
ultima glumă, așa, și vine vecinul meu căruia deduse mașina se tundă. Îi zic, bă, vecine, îmi cer scuze că eu ți-am spus până acum, mă și însipros. Dar eu cu mașina asta mă fac și în cap, îmi fac și barba, mă fac și jos, că na, mașina mea, barba mea, mea. La care el, stai liniștit, vecine, eu ce crezi că fac cu ea când ți-o cer? Asta a fost momentul meu. Nu știu dacă ați observat, dar dorul nu era deloc amuzant. A fost evident pe toată lumea, nu? Faza este că dacă stai să le asculți așa pe bune, poți să alegi de acolo vreo câteva care, zicem că ai putea să le dai dacă le dai. Dar el găsește singura modalitate ca o glumă bună să devină una proastă. Viața ta a luat sfârșit. Ce vei face după deces? Nu, că n-am, n-am nicio emoție, știu care să fie. Nici noi n-am avut nicio emoție. Nu, e bine. Mulțumim. Mai stai, mai spune-ne. Glumeam. Bă, nu-i mai demoralizați. Dar nu i-am demoralizat. Să plece măcar la fel de sigur cum au venit. E da, dacă ca și cum ai avea un copil foarte prost și l-ai mângâia pe cap în fiecare zi. Mamă, ce deștept ești. Lasă omul să sufere. Când faci stand-up într-un club, e altceva. E altă atmosfera, lumea mai bea o bere, mai socializează. Dar aici toată lumea e așa încordată. Chiar la stand-up nu se practică aruncatul cu obiecte, cu gunoaie. Trebuie reinventat publicul. Eu aș fi fier să mai vine să mai înceapă să mai facă niște glumele. Da. Nu zici tu de două ori că cine știe? Acu te trezești cu el. De minunea le poate să râzi să pleci prin gând. Mă, cum, mă? Dacă dai tu înălțimile și în jurul meu. Cum e să fii umorist dacă te punește? Dar când ne zici că vin la tăiere. Vin la tăiere după ce am... Mă, ce ați venit să ne trezi sau să ne trezi? Nu, dar așa sunt eu. Ai emoții? Nu, din de mâna. Ia din de mâna. Eu, dar așa sunt eu de obicei. Greu, foarte greu să vii, să crezi în momentul tău și să ții atâtea... Capace. Capace. Cred că ei râd de tine că te machiază pe Helie. Uite cum râde. Plecăm și noi acasă. Hai, hai, că deja e 6. Pierd irta de 6. Haide, hai, ce facem? Îmi place! Dansează baba, nu mai joacă hora sa. Dansează baba! Sugar runs by. So nice, so nice. I got you. Chai ma, chai. My love won't do you no harm. Sincer, cum ai putea să nu le treci? Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Nu vine să cred. Așa adunătură de babe dințoase și toate de pe aceeași scară. Incredibil.
Dacă aveam așa femei de serviciu la liceu, nu mai luam bac. Lasă la liceu. Dacă aveai pe scara blocului, nu mai aveai o meserie. Stăteai numai în bloc toată viața. Ce fac? Mă duc să văd ce face aia. Cred că spală pe jos. Știi că e genul ăla de număr când de obicei se ridică juriu. Aici era să se ridice masa juriului. Întrebarea e, ce ți-a plăcut mai mult? Când erau îmbrăcate în babe sau când erau dezbrăcate în babe? Bă, nu știu, ori am eu o problemă, ori de când erau babe. Dar cred că trebuie să reglați ceva. Și o să încerc să vă arăt ce anume cred că mai este dereglat. Iar reglează situația. Ce este reglat? Vrei să ne reglezi? Tu ești reglată din toate punctele de vedere. Vino puțin în față. În mod clar, m-am uitat mai mult la tine pentru că tu erai pe... Ele le făceau cumva la jumătate. Femeia de serviciu mai bătrână. Da. Tu cum te numești? Irina este numele meu. Îmi pare bine. Numele de scenă Margareta. Mi se spune și Largareta. Largareta, da. Ea este Nuții. Săruna. Spaima. Spaima. Spaima prostituții. Nuții. Nuții, Spaima, Urții. Urții. Numele? Ioana. Numele? Gabriela. Numele? Zazătanța de la Constanța, știi? Unde fetele fac curat. Fac curat, bineînțeles. Eu sunt pe Caterinca. Dacă îmi dai un șpriț, gata, s-a stricat comedia. Tragi la proteză. Și o tragi bine când o tragi, adică dacă tot o tragi. Numele? Oxana. Numele? Ci? Ci Cristina. Se vede. Bun. Pentru asta am venit să ne facem reclamă. Să ne îmbogățim CV-ul. CV-ul, da, corect. Ca să nu spun o întrebare obișnuită, câte ai luat acasă să-ți facă curat? Toate, de ce mă noi treci? Venim doar la pachet. Da, aproape. Vezi? Că îmi pare rău că scopul acestui concurs... Până la finalizare, tot. Curățenie, vroiam să spun. Eu cred că e o referire la... Sau lovitura de berbec, știi? Cine e berbec aici? Lovitura de berbec? Încurgerea fluidelor. Doamne, Iisuse Hristoase! Nu am foarte să mai completez, nu am nimic de spus. Dar sunteți spurcate de gură, și n-am văzut așa. Sunt șocat. Bun, ce vrei să le mai întrebi, în afară de... Atât, atât. Să votăm în consecință. Am votat. E foarte clar? Ai votat deja? Da. Așa, bun, ia. Zâmbiți! Zâmbiți! Zâmbește! Eu am crezut că voi o să fiți sus. Degetul a fost în contradicție cu restul. 7 femei care au venit îmbrăcate ca niște babe și au sfârșit prin a se dezbrăca. Extraordinar. Dar știam din momentul în care le-am văzut prima dată că se vor dezbrăca. Nu știu că am mai văzut treaba asta cu ele care intră bătrâne sau cu un singur om care intră ca bătrân, se dezbracă, se vedea pe zis. Adică știam ce urmează. Era mult mai tare dacă în loc să se dezbrace, găseau o soluție și se deghizau în urși polari, nu știu, sau în orice altceva. Sunteți niște babe încântătoare. Săruna! Mulțumim! Nu mai înțeleg nimic. Păi le-a plăcut sau nu le-a plăcut? Că mie mi-au plăcut, zău! Ok, bine, hai să depășim momentul. Antrenat să câștige, pregătit să facă orice doar ca să râzi, cu lume care face deja jumătate din treabă, pe scenă, Cosmin Bighei. Numele ăsta Bighei e un mare avantaj. Cumva eu zic că mulți comedianți încearcă să-și facă un nume în stand-up, eu m-am născut cu un nume pentru stand-up. Bună seara, deja nu mai e un secret. Numele meu este Cosmin Bighei. Când fac cunoștință cu cineva, mi se răspunde, îmi pare rău. Și pentru că mă numesc Big Gay, am avut și eu o curiozitate ciudată. Am vrut să intru într-un bar de gay, să văd ce se întâmplă pe acolo. M-am dus, am avut nevoie la toaletă, bat la ușă, cioc-cioc, dinăuntru, ocupați. Mă duc la a doua cabină, bat la ușă, cioc-cioc, o voce de bărbat dinăuntru, intră. Mă duc la a treia cabină, bat la ușă, cioc-cioc, o voce de bărbat dinăuntru, nu intrăm. Într-o zi am intrat în vorbă cu un cerșetor pe stradă, i-am spus că sunt actor și mi-a dat 10 lei. Ai feeling. Dar în perioada asta de criză financiară, oriunde te duce în România, dacă e un copil de 5 ani de pe stradă și îl întrebi
Cine e gras și vine în fiecare an de Crăciun, îți va răspunde Fuego! Fuego gras? Nu! Și dacă tot vorbim de muzică, aș vrea să aplaude de aici din sală oamenii cărora nu le plac manelele. Ce mincinos sunt, mă! Bă, ce mincinoși, mă! Ați observat că toți maneliștii cântă despre bani. Și eu cel mai tare mă bucur că încă n-au apărut manele în Botswana. Nu știu dacă știți cum se numește la ei moneda națională, dar nu vrei să arunce cu ea în tine. Și tocmai de aia, eu cred că principala problemă la manele este versurile. Am zis așa ca să înțelege și maneliștii, dacă este. Înțeles, mă? Pe bune, dacă manelele ar avea versuri culte și educative, nu cred că cineva ar mai avea ceva de comentat despre ele. N-ai și tu alt subiect? Imediat, vorbim după chel. Mi-ar plăcea să aud o manea, de exemplu, despre literatura rusă. Cum ar suna o manea despre literatura rusă? Dostoievski, cel mai tare, când îl citește, Pușkin moare. Dar și Tolstoi e șmenar, care un stil mai vizionar. Frunzuliță Samovar, refrenul! Într-o zi de iarnă, în gară la Moscova, trenul două tăia pe Ana Karenina. Rușii e bun, dar romane, ca evrei la canoane. Și dacă vrei poezie, Esenin Serghei să știe! Puteți să aruncați cu banii mine, că nu mă supăr. Dar o să vă rog să nu fie din Botswana, dacă se poate. Și încă un amănunt pe care l-am observat despre maneliști, ei niciodată nu se îmbracă de la vreun lanț de magazine. Ei se îmbracă de la un magazin de lanțuri. Și cu asta vă mulțumesc frumos, eu am fost Cosmin Bighei. Domnule Bighei, cea mai proastă alegere pe care puteai să o faci. Să mă nasc? Nu, subiectul din seara asta. Toată lumea vine cu manelinul în sus, manelinul în jos, ne-am cam plictisit. Deci mai... Am o idee salvatoare că... E simplu, trebuie să-ți schimbi numele din Bighei, e foarte clar că nu te-ajută. Chelu, îmi pare foarte rău că te-am plictisit în seara asta, doar că eu atunci când eram mic, ascultam Paraziții. Practic, acum e o rușine. Toată copilăria. E o rușine, da, am înțeles. E bine că ai evoluat și că nu mai asculți. Păi acum nu mai ascult, că am crescut mare și am discernământ, e ok. Nici o problemă. A fost în sfârșit un act de curaj, în sfârșit un concurent. Nu lasă capul între umeri și pleacă cu coada între picioare. Spune ce ai de spus, domnule, în apărarea ta. Ce? Stai liniștit, eu știu foarte bine ce fac și ce cânt, așa că mi se rupe... Ce a zis? Păi se rupe moneda în Botswana. Iau suc! Părerea domnului... Băi, s-a luat cu chelul, e grav. Da, continuați. Băi, n-o să... E ok, atât, nu mai am nimic de zis. Dacă ești și comediant, spune ceva funny, enervează-l. Că nu e greu de enervat individul. N-ai putea să susții un conflict cu mine, crede-mă. Nici nu vreau, nu mi-am dorit. Îți jur că când o să am 3.000 de euro, o să vin să te bat. Dar știi de ce 3.000 de euro, nu? Chelu știe foarte bine, în urma unor experiențe de viață pe care le-a avut, că o bătaie îl costă 3.000 de euro. În instanță, cam asta este suma la care se învârte o bătaie bună, temeinică. Așa că am să fiu rezervat în seara asta. Mi se pare foarte interesantă conversația, mi-ar plăcea să mai aud. Suntem arbitri. Acum se pare că am stârnit o dispută, în juriu, n-am vrut să fac asta. Ce a spus Chelu vis-a-vis de faptul că ăsta a atacat subiectul manerelor și că este un subiect ultra-atacat în toate stand-up-urile și nu ce, mie tocmai asta mi se pare că este un atu, pentru că el a venit cu ceva nou în această direcție. Dar chiar ce muzică asculti? Rock. Zi-mi și mie, o trupă. AC/DC e piesa AC/DC. Pe care intru de obicei. Metallica? Merge. Cercetătorii englezi tocmai ne-au comunicat de curând că vorbează-te. Metallica, AC/DC, Korn e muzică pentru oameni bătrâni. Hey. Boșorub. Înseamnă că și tu asculti sau cum vine. N-ai de unde să bănuiești. N-ai de unde să bănuiești. Băi, eu cred că tu ești genul de om căruia îi furam eu șapca în curtea liceului. Deci mâncam pachetelul de acasă. Mamă. Hai. N-are sens, dar crede-mă. Dar sunteți simpatici amândoi. S-a creat o prietenie, mă, o legătură strânsă. Vor rămâne prieteni veșnic, mă. Cu siguranță am să vin la tine la spectacol. Cu 3.000 de euro. Sau mai mult, frate, crede-mă.
mi se spune în cască cu disperare, n-ai zis nimic, trebuie să zici și tu ceva. Da, eu am zis. Nu mă știu că n-am spus eu nimic, doar mi-e dat că ai spus ceva. Da, să moment după ce vorbești tu. Despre număr, bineînțeles, da, așa. Despre număr, bineînțeles, despre ce ai făcut tu exact stand-up? Eu sunt Cosmin Bighei, fac stand-up, am făcut glume despre manele, l-am supărat pe Chelu și s-a rupt filmul. Scurtă recapitulare. Ah, ok, da, da. Eu sunt Mihai Bendeac, se pare că trebuie să jurisez acest moment. Nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Oricum, schimbul de replici mi s-a părut oarecum la înălțime. Mi-au plăcut multe dintre lucrurile pe care le-ai spus și cred că treaba aia cu Marele le-ai pus-o într-o formă oarecum nouă. Chiar cu literatura rusă n-am... Corect. Băi, ai fost de căc... De căc... Așa, frate. Mulțumesc! De multe seara mai frumoasă, ia uite. Mizerabil! Uite ce pot să fac, ia uite. Oribil! Vezi? Te așteptai? Vă rog să filmați treaba asta și veți în lup. Chelu atât personal. Nu, Chelu nu e atât personal. Chelu se joacă și el la rândul lui, vă zic un secret. Mamă, vreau să mă îmbogățesc. E bine. Mersi. Tomul a avut... Păi, a avut câteva bune. Da, a fost foarte bine și sigur pe el. Ce aveți, mamă? Băi, a fost cu tupeu, coane. Băi, ce tupeu ai avut, mă. Asta mi-a plăcut. Mi-ar plăcut să dureze mai mult momentul ăsta. A fost mai interesant decât stand-up. Sper că a luat drept glumă tot ce am spus eu în seara asta, pentru că nu... Am vorbit 100% serios, dar am vrut să văd cum reacționează și pentru mine a fost foarte important cum știe să-și negocieze poziția, scenă, public. Practic, eu am fost cel mai agresiv personaj din sală în seara asta pentru el. Ce crezi că a avut Chelu cu tine? Cred că, de fapt, eu am avut ceva cu Chelu, nu știu ce s-a întâmplat, dar totuși mie îmi place Chelu, dar o să afle asta când vede interviul. Care? Dar n-am nimic cu el. Deci atunci. E ceva cu mine acum. Nu. Ei, are ceva cu tine. Mi s-a părut tare acum. Dar de ce ești paranoic? N-am nimic ce cu tine. Ce paranoic? M-am simțit bine. I-am spus omului, a fost recalcitrant, am acceptat. I-am zis că o să vin la el la concert când o să am bani. Ce mai vrei mai mult? Eu am zis încă de la prima ediție. Te crucești la câte vezi pe aici. Bine, între timp ne-am mai obișnuit un pic, dar chiar și așa. Dumnezeu preferă. Lemnul și spațiul. Doamne Iisuse. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul. Lemnul și spațiile mici. Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul. Lemnul și spațiile mici. Te așteptai? Vă rog să filmați treaba asta și puneți în lup. Am făcut o faptă. Faceți un gif cu chestia asta. Capitane, da! Hai să vedem! Vom vedea ce se întâmplă în 3, 2, 1, start! Practic, reștinăm copilul fără să mai băgăm în apă. Schimbă! Este plug and play? Schimbă! E codat pe anumită rețea? Da, este codat pe rețeaua lui Sfântul Petru. Mamă, ce revenire! Ah, uite revenirea, spectaculos! Prietena mea îmi zice că sunt obsedat de fotbal. I-am zis, poate te faultez. Domnule, e lumea, e delir. Mulțumesc frumos pentru aplauze. Aplauz. Tu ești un bărbat senzual, frumos, dar nu-mi place părul. Faptul că m-a neglijat și toată atenția ei s-a îndreptat către Bendeac, nu știu, m-a lăsat așa, cu un gust amar. Să te pup pe gură. Domnule, eu m-am plictisit, toată lumea vrea să-l pup pe gură, dar să-l pupe și mai jos, că nu mai pot. Am revenit la Ai Umor. Păi am revenit, dar numai noi. Mă, a zis Bendeac că vrea să-l mai vadă odată. Eu aș fi fiert să mai vină, să mai înceapă, să mai facă niște glumele. A zis. Și cum să nu-i facem noi pe placul omului? O, salut! Vino între noi! Salut! Mă, ce revenire! A, uite revenirea, spectaculoasă. Asta este un tip care revine, dar numai și ce-a făcut ultima dată? Prima oară am venit oarecum încrezător, că vai, domne, ce amuzant sunt eu și pe la interviu pe acolo. Ce râde lumea la glumele mele și când am ajuns pe scenă, Nu te-ai împăcat cu eșecul. Bravo. N-ar fi tocmai plăcut să mă fac de râs de două ori, dar cine nu încearcă, nu greșește. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Doru Mihăilescu! Bună seara, bună seara! Bine v-am găsit! Eu sunt Doru Mihăilescu
Și nu știu dacă se vede, dar sunt genul sportiv. Fotbal, tenis, box, tot ce dau ăștia la televizor. Prietena mea îmi zice că sunt obsedat de fotbal. I-am zis, poate te faultez. Da, serios, chiar îmi place fotbal. Am vrut să mă fac fotbalist, să ajung la echipa națională, dar m-am răzgândit. Eu nu pot să beau atât de mult. Eram și pe post cu Tamaș. Doru, pentru a doua oară în concurs, am venit să mai încerc, am să mai spun și prietena mea zice și prietena mea face, hai să mai încercăm, n-a ales nimeni. Hai să mai încercăm, n-a ales nimeni, hai să mai încercăm. Ascultam o dată o discuție între iubita mea și o prietenă de-a ieri, iarna afară și vorbeau la telefon. Și zice tipa prietenei mele, fată, vezi, te îmbraci tu ca lumea, că e frig afară, dar cel mai mult ai grijă în ce te încalți. Că am văzut la meteo care s-a dus zăpadă vreo 20 de centimetri. Obunește râsul pe-a mea. E, lasă că știu eu de la iubitul meu cât înseamnă 20. Pot să ies și în balerin, că n-am nicio problemă. Domnule, e lumea, e delir. Mulțumesc frumos pentru aplauze. Aplaudă, mă, să iasă omul. Ți-am zis eu, Dorule, să nu vii, că o să te faci iar de râs. Ți-am zis, tu nimic, lasă, că venim, facem, trecem noi. Continuă, Dorule. Bă, asta era senzațional la el. Fii atent că acum e mai mare. Faptul că fiecare glumă o construia cu fix aceeași speranță cu care a început-o și pe următoare. Și pe aia de înainte, și pe aia de înainte. Ca și cum între timp nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Înțelegi? Nu fă, spunea. Așa. Continui. V-am zis că sunt barman. Eram într-o seară în bar și au venit doi tineri la mine și mi-au cerut două beri. Când i-am întrebat câți ani au, mi-au răspuns, a, eu vreau o cola și el o limonadă. Deci era ca un sisif, dar vesel, înțelegi? Bun, hai că mai construim una. Bă, și uneori veneau în serie din ce în ce mai proaste. În altă zi a venit un tip la mine și m-a întrebat, țigări aveți? Nu. Deloc? N-am înțeles întrebarea, adică nu înseamnă nu. A, dacă era o femeie în locul meu, înțelegeam. Că la femei nu înseamnă poate. Știți cum e. Cum? Vrei să faci sex? Nu. Deloc? E... poate ne mai gândim. Îl linșează. Nu sunt amuzant deloc. Dar continuă. Te rugăm. Asta a fost cea mai bună glumă. Deci eu la un moment dat am început să râd de cât de prost era. N-aș fi crezut că e posibil așa ceva. Am venit cu autobuzul acum și cum stăteam în față în autobuz, pe geamul despărțitor dintre șofer și restul autobuzului era un afiș. Vă rugăm în timpul mersului nu vorbiți cu șoferul. Lângă afișul ăla, alt afiș identic. Pe mine m-a deranjat puțin chestia asta și am bătut în geam șoferului și zic, dar ce credeți, domnul șofer, că oamenii care merg cu autobuzul sunt proști? Nu înțelegeau de la un singur afiș că nu trebuie să vorbească cu mea ta? Trebuia să pui două? Să uită omul la mine. Bă, se pare că da. Pentru tine trebuia să pun trei. Ești nebun la cap. Băi, frate. Băi, te rog, eu continuu. Că mi-am dat seama de ce fac. Haideți să aplaude din sală cine a avut oracol în general. Nu, te rog, continuă, că am descoperit ceva senzațional. Continuă. O să continui. Da. Fiecare set de amintiri se încheia cu următorul catren. Când va bate vântul peste părul tău, să-ți aduci aminte de numele meu. Și eu nu mai țin minte niciun nume. Mulțumesc frumos. Asta a fost numele meu. Eu sunt Doru Mihailescu. Doru, continuă. Într-o cum dorești copioara să bea apă din izvor, așa îți doresc eu ție mult noroc în viitor. Și asta scrie în oracol, la final. Băi, deci, da, pentru... ascultați-mă puțin. Cu toată dragostea spun, o să mă urăști, o să mă vorbești dreapta și stânga. Ceea ce faci, faci foarte prost. Îți dau cuvântul meu de onoare, adică multe dintre ele sunt foarte proaste și alea care sunt bune le dai foarte prost. Din cauza emoțiilor, am emoție. Vorbesc serios. Dar... fii atent, dar... acest dar o să te trimită în finală. Dar la un moment dat mi-a venit în minte tâmpenia aia de pe net, că asta ar fi una dintre glume, după care tot ce am văzut după aia am avut numai aia în cap. Eu sunt foarte, foarte calm, dar în mod surprinzător am și un tic nervos. Din când în când îmi place să mă joc cu părul. Asta ar fi una dintre glume. Da. Cred că și semăna asta un pic fizic și mi-a venit aia în cap. Asta mi-a venit, filmulețul. Am dat și eu pentru carnet de șofer. Am dat 300 de euro. Și...
Da. Ești senzațional așa. Deci privit așa e senzațional. Deci ai putea, tu poți să inventezi un gen nou de stand-up. Trist. Din momentul ăsta crede că își lansează o nouă carieră. El va fi stand-up-ul prost. Nu, chiar fac stand-up. Vă invit la un spectacol de-al meu, dacă vreau. Păi fă stand-up, frate! Hai încă o dată, noi avem tot timpul din lume. Adică, gândiți-vă că treaba aia cu... Asta ar fi una dintre glume. Bă, a devenit virală. Nu prea mai am glume care să nu fie... Zidale. Tipurcoase, asta vrem. Porcește-te! Ok. Ați observat, fetelor, că bărbații la începutul unei relații sunt exact ca politicienii în campania electorală? Extrem de amabili, foarte drăguți, până se ajunge la sex și la politicieni până îi votezi. După aia, ce ției de la amândoi? Continuă. Mai zi! Mi-am luat într-o zi de la farmacie niște pastile super bune pentru memorie și voiam să vă recomand și vouă, dar am uitat cum se numesc. Încă una. Mulți dintre voi ar trebui să luați pastilele astea pentru memorie, că au uitat să râd. A părut filmul Neamărit Miliardar când se aflea bantul ăsta. Mă întrerup tot timpul. Iartă-mă. Ai făcut un show de stand-up, știi că e foarte urât când te pe cineva. Singurului om care a râs îi spui să tacă, că te încurcă. Păi nu asta e ideea, nu se râde. Băi, suntem 20 de milioane în țara asta. Tu te-ai nimerit să fii într-un loc unde la dracu. Există unul din 23 milioane care râde. Și tu zici că l-are ceva cu tine. Mai nebunit. Bă, dar sunt... Stai mă, el râde. El nu te întrerupe, el râde la... Nu, am observat. Băi, s-a enervat al nostru, mă. Bravo. De ce nu râdeți, mă, la glumele lui? Omule, fă abstracție de ei. Uită-te în ochii mei. Deci v-am spus. De la zero. Este prima ta replică, încă o dată. Cel mai bun, jur, că s-ar putea să-mi schimb părerea. Da, cred că mi-am dat tot materialul pe care l-am în seara asta. Asta e tot? Ei, nu pot să cred. Ești nedrept, ai râs foarte mult. Ești nedrept, ai râs. Crezi că cineva dintre noi are ceva personal cu tine? Da, da, tu. Păi fii curajos. Da, da. Ok, spune-i. De ce aș avea eu ceva personal cu tine? Nu știu, te-ai strâmbat tot timpul. Adică, au fost niște glume ok. E foarte clar că și Bendeac are momentele lui în care pare un monstru. Pentru că eu sunt obișnuit cu acest gen de atitudine. Ăla e nenorocit, ăla nu m-a plăcut din cauza lui. Să lăsăm și pe Bendeac să guste din amarul pahar. Au mai fost stand-up-uri aici? Am râs, le-am dat, da, oamenii ăștia sunt martori. N-am niciun fel de problemă. Cum eu, actor de teatru, să am ceva personal cu tine care faci cu totul altceva decât ce fac eu? Mulțumim! Seara bună! Asta va fi drama care îl va lipsi de somn. De ce dracu m-am reîntors? Pentru că e foarte clar că oamenii ăia sunt foarte răi. Și iar eu sunt foarte bun. Bă, da, până la urmă ai râs? Nu știu cum să zic. Trebuie să le-ai da? Ai râs foarte tare. Eu pot să pun însă un pariu cu tine. Că după ce va apărea treaba asta, omul va avea niște spectacole. Vine să faci treaba asta. Dacă nu se uită toată țara la emisiune, ce să mă vadă și să zic, ăla cu 6 de nu? Păi, crede-mă, băi, există în momentul de față nișă pentru orice. Există cluburi underground de orice, de muzică, indie, de cutare. Deci, crede-mă că acest om își va găsi niște locuri în care să meargă și ea chiar se vor distra, pentru că știu de ce îl cheamă. Să vină să spună, Dalea, ia mai zi! Ce atâta, mă, nene, mă? A venit omul, a spus niște glume corecte, frumoase, așezate așa. Eu cred că lui Cătălin i-a plăcut. Ce zici, Cătălin? Cătălin, mă moi pe picioare, mi-aduc eu aminte de Ionuș Ștefan Cătălin cu tot cu CNP. Vezi, femeie, că aici mă dublez. Domnule Cătălin, nu te ascult. Ștefan? Continuă, fă-ți treaba. Eu mi-am terminat treaba. Auzi, nea Cătăline, mă uit uneori la tine, într-adevăr, privirea ta este priceless. Așa, Bendeac. Așa, gândărește-l tu. Să vezi ce te mai bag în seamă după aia. Nea Cătăline? Eu ți-am zis? Nechelu, deci... Nu așa, mă. Hai că pot mai mult. Nea Cătă... Flatează-l, prietene, zi ceva. Te rog să mă ierți, stăpâne. Bine. Asta e, frate, l-ai atins. Vezi, mă, că n-a fost greu. Mult. Bendeacozaure, principesa Carmen. Bendeacozaure. Gata, Bendeac l-a cucerit pe Chelu. Da. Să trecem la Delia. Matache, te rog, eu votează. Matache, las-o și votează. Hai! Votează. Matache. Nu mai spune Matache. Deliuța mea iubită. Nu, super. Toată lumea este zen. Să continuăm. Na, 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 na
capitane? Da. Hai să mergem. Te-am întrebat ce faceți voi acolo. Nu știm, improvizăm. Eu cred că îți mai filmează în partea aia cu al Juliu. Dacă nu iese aici. Eu cred că așa e treaba, mă. Iese concurentul pe aici, intră în partea aia unde mai sunt doi prezentatori și să termine emisiunea, aplică datorezi 50.000. Bendeaca, Chelia și Delu. Și Delu intră într-un bar, la care barmanul ce îți dau un banc. Pam, pam. Nu știi? N-ai înțeles? Nu. Mai zi-l o dată. Deci Bendeaca... Nu, trebuie să fie un în față. Sau o Bendeaca, un Deliu și o Chelia. Și o Chelia. Un Deliu? Un Deliu, da. Un Delu și o Chelia intră într-un bar. Și barmanul zice, ce-i ăsta, banc? Nu i-a obligat nimeni să vină aici. Dar odată urcați pe scenă, sunt obligați să ne facă să râdem. Doamnelor și domnilor, trupa Obligo! Bună seara, domnilor, bună seara, doamnelor și domnișoarelor. Am să încep cu un scurt interviu. Chelu, te rog frumos, spune-mi, în ce magazin nu ai intrat niciodată? În magazinul de articole bisericești. Bun, mulțumesc. Delia, te rog frumos, spune-mi 5 stiluri de film. Cum ar fi romantic, comedie? Ai zis două. Nu, spune-mi tu alte 5. Horror, thriller. Abstract... Așa? SF... Da? Se sioptește din public. XXX. XXX? Telenovelă. Telenovelă, bun. Mihai, da. Te rog frumos, ajută-mă cu 5 stiluri de emisiuni TV. Oh. Cum ar fi? Emisiune culinară? Fie, hai să facem așa. Reality. Reality show, da. Ok. Quiz show. Emisiune de umor. Da, emisiune de umor, să zicem. Știri. Da. Da. Și un talent show. Un talent show? Da. Ok. Bun. Scena se desfășoară într-un magazin cu obiecte bisericești. Când eu vreau să spun schimbă, spun schimbă, iar colegii mei vor trebui să schimbe un gest, o replică sau stilul în care se desfășoară acțiunea. Vom vedea ce se întâmplă în 3, 2, 1, start! Schimbă. Doamne Dumnezeule! Schimbă. Hola, mona, mona, eu! Sărbuna, pot să intru? Schimbă. Bună ziua, se poate? Schimbă. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Să ne binecuvânteze pe toți, fiule. Intră, te rog. Am venit să-mi cumpăr o sutană, știi? Schimbă. Am venit să-mi cumpăr un patrafir. Schimbă. Am venit să-mi cumpăr o cădelniță. Schimbă. Am venit să-mi cumpăr o cristelniță. Avem o cristelniță din argint. Schimbă. Avem o cristelniță din aur. Schimbă. Avem o cristelniță care înăuntru mai are o cristelniță mai mică, care înăuntru ei mai are încă 10 cristelnițe mai mici. Am să ți le pun aici pe toate. Schimbă. Am o cristelniță în buzunar, este o cristelniță cu iPad, practic se conectează la USB și puteți să vrei matale, rugăciuni, paraschise, tot ce vrei matale. Deci practic creștinăm copilul fără să mai băgăm în apă. Schimbă. Este plug and play? E codat pe o anumită rețea? Da, este codat pe rețeaua lui Sfântul Petru. El practic intră în colecțiune digitală cu... Așa? Continuați în telenovelă. Și practic mama mea, tatăl meu... Frații noștri. Frații noștri. Tot universul este neam cu noi, știai asta? Am făcut și eu un copil cu el. Ai făcut un copil cu el? Horror. Da! Și după aceea am făcut la fel cum a făcut Saturn cu copiii lui. Știi cum s-a întâmplat? Cum Quiz s-a... show! Știu eu! Practic Saturn și-a mâncat copiii. Schimbă! Practic Saturn era o planetă care simbolizează sâmbăta, Saturday. Schimbă! Saturn e un om bun, este la noi în parohie, un băiat foarte fain. Răspuns excelent, pentru asta îți voi oferi următoarea rundă de cristelnițe. Am niște cristelnițe care sunt mobile, domnule. Am o cristelniță cu rotile aici. Știri! Iată, această cristelniță cu rotile este extraordinară. A fost săptămâna trecută plecată în deplasare, dar s-a întors înapoi la noi aici în magazin. Schimbă! S-a întors, domnule, aici ce vrei de la mine? Vrei, ce vrei? Icoane cu Ceaușescu aveți? Stop, mulțumesc! Impro Show! Când apar cei de la Impro Show, mă înveselesc, efectiv. Sunt fascinată de treaba asta. Sunt uimită de treaba asta. Zim să schimb. Sunt...
terifiată. Interesant. A, mai vrem? Mai vrem. Îmi place. Mai facem, mai facem. Mi-ar plăcut să vă mai mult. Veniți la noi la spectacol. Mai vin. Da, vrei să mai stea, nu vrei să plece. Vrei să mai vezi din improvizația asta, pentru că ce e cel mai interesant e că niciodată nu-i la fel. Am vrut să mă înscriu și eu la un... Dar n-am avut timp. Facem și noi. Faceți? Începători? Da. Bine. Și eu mă joc cu colegii mei de trupă, de exemplu. Facem treaba asta des. În duba noastră, cea de toate zilele, cu care mergem în turnee și în care stăm foarte multe ore, asta ai să auzi. Schimbă, schimbă, schimbă. Cât de important e rolul lui? Al cui? E. Al meu, el. Al meu. Al este să știe cel mai important. Cel mai important. Da? Cel mai important rol el are. Știe când să spună lucruri. Bine, sfinția ta. Păi, eu zic că ar trebui să-i aplaudăm, nu? Hai să vedem pentru ce. Salut, mulțumim! Schimbă! Asta voi face azi. Schimbă! Schimbă! Eu spun ceva ce mie nu convine, tu spui ceva ce mie nu convine și spun schimbă. Nu ne convine Delia. Schimbă! Schimbă, mori! Acum! Schimbă! Acum! Trebuie să schimbe acțiunea. Acțiunea? Da. Adică mor trebuie să înlocuiești. Da? Da, e regulă inventată la teatru, n-am inventat-o eu. Deci trebuie să schimbe acțiunea, asta e ideea. Stai că nu-s familiarizat cu subiectul. Tu spui, de exemplu, mori. Da? El spune schimbă. Nu poți să spui acum. Am înțeles, trebuie tot înlocuiești cu acțiune. Mori. Acțiunea. Am înțeles, da. Mori. Trăiește. Bolnăvește-te. Ceva. Nu. Zi. Într-o zi m-am împiedicat și am dărâmat două cruci. Într-o zi am sechestrat preotul într-un cavou. Într-o zi am agresat o bătrânică și am furat lumânările. Da, e greu. Deci vă promit că din 2019 eu voi începe din nou să merg la teatru. Eu n-am mai mers la teatru, știi de ce? Bă, s-a uitat lumea la mine de parcă să mor eu. A venit diavolul. Eu ți-am oprit locuri pentru pe mine. Schimbă. Eu nu ți-am oprit niciun loc pentru pe mine. E, vezi? Urmează nemai văzutul. Și acum, pentru apariție în aplauze dumneavoastră la 1, 2, 3 și abracadabra. Priviți cum voluntarul nostru a... Așa e viața. O ușă se închide, alta se deschide. Fugiți să rupeți pământul, înseamnă că e casa bântuită. Așa, doamna, asta vreau. Aici se împlinești visele. Hai, Mihai! Ne-a făcut să fac. Alo. Îmi pare foarte rău că n-am avut un tun să o lipească de perete. Cred că am fost născut prin cezariană. De ce? Că am ieșit cu un cuțit în mână. Am revenit la Ai Umor! Cu magie! Zi-mă, mă, cu magia, mă! Opa, bam! Așa? Nu te-am vedea, mai făuta! Deci, așa. Pune mai, da? Da, pui acolo. Toată lumea știa asta, da? Așa, alba neagră, da. Nu am te scoatem de aici, simplu. Ia mai făuta, stai că trebuie, nu, trebuie să vii. Da-ți mai arătat-o, fie. Ia încheietele, haine să vedem dacă merge. Bine. Am o mare pasiune pentru arta magiei. Nu am ajuns încă să bag săbi prin oameni, să zic. Însă mă descurc. Așa, hai, vei. Fie, fie, uite, ușor, da? Domnul, bam, îmi pun aici, da? Da. Uite, foarte ușor, fie, uite. Uite, uite, bam. Aha. Simplu. Da, simplu. Noroc că nu pare verighet. Magia se produce atunci când omul este mulțumit. Totul stă în ceea ce transmiți. Atât. Restul este doar un truc elaborat. Asta are, asta n-are. Care e a marcatoare? Mâinile pe buzunare. Urmează un număr cu dispariții. Magie. A început bine. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Teo. Bună seara. Seara. Bună seara. Eu sunt magicianul Teo, în devenire, cel puțin, și vreau să prezint astăzi un număr, zic eu, comic.
Să vă prezint mai întâi recuzita, și anume cutia. Momentul este unul simplu, și anume momentul cu dispariția unui voluntar. Am vorbit deja cu Șerban, așa că te rog frumos în aplauze publicului să vii aici. Haide! Sper să nu dispară pe la Malibu, pe undeva, și să rămân eu la muncă. Este momentul care eu mi-au la revedere de la voi, da, pentru că practic o să dispar. Acolo. Nu vorbești, nu respiri, exact ca atunci când îți iei tensiunea. Fii atent. Am să te închid aici, te sechestrez pentru următoarele 5 minute, cred, zic eu, nu știu. Ultimul căruia am făcut asta cam o săptămână, dar nu contează asta. Am aici o baghetă magică. Abracadabra, priviți acum. Să vedem, am să deschid ușa din spate. Și ușa din față, la 1, 2, 3 și priviți cum... A dispărut, vedeți, nu? Este la fel de goală ca înainte. Mamă, ce-am făcut? Păi, stai, prietene, da. Ce, vi se pare ceva dubios? Da, dar nu-ți spun. Dar să îl și readucem înapoi, nu? Pentru că așa este, apariție, dispariție. Okay. Dispariție, apariție, ok. Hai să continuăm, nu? De fapt, nu, o să iau din nou cu spatele. Fiți atenți. Haide. Ce? Haide! Și acum, pentru apariție, în aplauze dumneavoastră la 1, 2, 3 și abracadabra! Și urmiți cum voluntarul nostru a... Nu, nu, stați un pic, eu o iau pe aici. Cred că am mai niște instrucțiuni. Da, asta. Monede, cărți, bagheta. Ah, da, dispariție, apariție. Da, știu ce trebuie să fac. Bagheta magică mai tare. La 1, 2, 3 și abracadabra. Mă ajutați și voi, vă rog. 1, 2, 3 și abracadabra. Și iată cum voluntarul nostru... Vă rog frumos, am nevoie de puțin ajutor. Ce se întâmplă aici? Nu, nu pot să cred. Este pe un moment de teleportare. Am zis, în devenire, nu sunt un aician complet, ăsta a fost numărul și vă mulțumesc pentru atenție. Doamne, ce moment magic am avut. A fost ceva, o apariție și o dispariție nemai întâlnită, nemai auzită. Am crezut că e o glumă. Dar n-a fost o glumă bună. Ai grijă că am secret acolo. Asta a fost tot numărul sau mai? Da, el n-a știut ce se întâmplă. Și mai sabota? Aplauze pentru sabotor. Asta a fost numărul? Da. Extraordinar, scurt și prost. Ok. Pe mine mă pierzi la fazele astea și cred că și pe Mihai. Nu, și Chelu. N-avem niciun talent la înțelege. La un moment dat, chiar am avut impresia, mamă, ce inteligent sunt când l-am văzut cum mișcă până. Mamă, ce, așa trebuie să faci. Mamă, ce m-am prins. Mamă, ce, cât sunt de tare. El, să știți că e un băiat foarte talentat. O să luăm în considerare. E cutia defectă de aia, că ieșea. Inițial am vrut să mă duc să-i stric numărul în stilul tău. Deci e foarte clar. Inițial asta am vrut să fac, să mă duc să zic, m-am prins, sunt foarte inteligent. Șerban este după ușă. De ce? Că l-am văzut că se mișcă în pânză. Bă, să vreau să fim noi nebuni, mă, și aia, de fapt, să fi fost elementul comic. E posibil ca în anumite momente, efectiv, nouă să ne fie tăiat un stimul și să nu reacționăm la ceva ce poate că este comic. Ne bucurăm alături de tine și votăm zâmbind. Aplauze! Prost. Că a fost un pic inconștient că a venit. A fost epic fail, direct, nimic. Am încercat, n-am reușit, mai bine nu veneam. Ne cerem scuze. Am fost prea permisivi. Trebuia să ștergem cu el pe jos. Mi-e o milă de ei când văd că încep momentul, să termină momentul, absolut nimeni n-a râs. Și vezi și pe ăștia din juriu, frate, care au niște fețe de acrituri, zici că tu ești la o vitrină cu murături. Când stă și Chelu și Bendec. Ție ți-e milă? Zici că mine mă surprinde. Zici că-s doi crap de aia în bazin? Care aștept să fie scuți.
cine ai schimburi? La cât de mare are Delia ochii, poate să facă schimburi de priviri și cu orbul. Mă vezi că nici nu ai ochii mici. Ba da, mici și căcănii. Ba nu. Căcănii și nu mici. Nu ai ochii mici. Sunt holbați, dar sunt mici. Ai ochi de melc. Ochi de melc? Ha, ha. Că unul pornește de aici și nu pornește de aici. Dar știi că eu pot să mici din ochi? Păi nu toți pot. Cel mai glumeț dintre glumeți. Omul pentru care să ai umor e un mod de viață. Dan Ștefănescu. Pentru cei care se mai întreabă, da, stau în picioare. Și da, am fost și mai mic. Am fost conceput în 65, 69, 71 și 84. Astea sunt camerele de hotel în care am fost conceput. Mai târziu m-am născut gol, umed, flămând și plin de pișu pe mine, ca și dumneavoastră, numai că la mine a rămas totul neschimbat. Cred că am fost născut prin cezariană ceva, numai așa mi-explică. Din orice cameră, eu întotdeauna ies pe fereastră, nu ies pe ușă în mod obișnuit. La naștere, doctorul m-a luat, a ieșit în sala de așteptare, i-a dat două palme lui taică-meu, ciap, ciap, și a zis, na, te-am mâncat în fund, ia uite, îți convine acum, ce facem, îl vrei? Taică-meu a fost ceva de genul, nu, mulțumesc, sunt vegetarian. Mama era împotriva noului la noi în familie, adică toată ziua se văieta, mamă mică, mă, mamă mică, mă, mamă. De ce n-ai fost, mă, și tu ca vărul tău mugurel, mamă mică, mă? Mamă mică, să fi fost și tu ca vărul tău mugurel. Peste câțiva ani am înțeles de ce zicea vărul meu mugurel a murit la naștere. Negru umor. Da, foarte. Anii au trecut, sunt căsătorit, ceea ce vă doresc și vouă. De 20 de ani, sex, sex, sex. Nu, asta a fost tot. De 3 ori în 20 de ani. Trebuie să te menții în formă. Ce trist! Nu mi-a trecut niciodată prin cap să divorțez de ea. Plus că am trecut prin foarte multe chestii împreună și întotdeauna i-am încurajat, mi-a zis, lasă, nu-i nimic, trecem și peste asta. Așa e viața. O ușă se închide, alta se deschide. I-am zis ce vă zic și vouă, dacă în viață o ușă se închide și alta se deschide, fugiți să rupeți pământul, înseamnă că e casa bântuită. E mai rău ca atunci când deschizi ușa să se închidă o altă ușă. Plus că la mine nu merge cu dragi, cu popi, cu biserici, cu... Eu am alte convingeri. Sunt un ateu desăvârșit, deci un ateu, ateu, ateu. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Bun. Și de dimineață m-am grăbit, am ajuns la timp în stația de metrou, tocmai venea metrou, după el venea alergând și vadmanul. Fie ce-o fi, îmi zic, eu în vadman nu mă urc. Metrou oprește exact în stație, de fapt exact într-un stâlp aflat în stație. Se deschid ușile, urc, după mine vin femeile, după femei vin bărbații, copiii vin și ei, când te aștepți mai puțin. Aglomerație mare, îmi strâng în brațe soția. După două stații îmi dau seama că nu e soția mea. Își dă seama și soțul ei. Aseară aproape am făcut sex în trei. Wow. Spun aproape pentru că mi-ar mai fi trebuit două persoane. Mai pregătisem un număr pentru... aveam un număr de sfârșit, cu adevărat magic. Ăsta cu adevărat mă ducea în finală. Aș fi avut nevoie de un voluntar, nu conta fată, băiat. Mi-am uitat prezervativul acasă, așa că am cer scuze. Foarte dușmănos, domnul aici de față. Mie chiar mi-au plăcut anumite trimiteri și a creat o stare... Nu știu, de umor în liniște, așa. Glumele erau bune, le apreciai, dar fără să te exteriorizezi. Momentul ăla când a povestit despre cezariană,
Cred că am fost născut prin cezariană. De ce? Că am ieșit cu un cuțit în mână. Umorul a fost pe direcția mea. Umor macabru. Special l-am făcut când am aflat că al treilea membru este Chelu. Cam asta fac și eu. Fac un umor morbid, grotesc, vulgar, dus la extrem. Cum vă numiți? Dan Ștefănescu. Scrie aici pe foaia mea, fondator Vacanța Mare. Aș fi vrut să nu spuneți asta. Dar să știți că nu a contat absolut deloc în reacția pe care am avut-o vis-a-vis de ce ați făcut. Absolut deloc. Și dacă nu aș fi avut chestia asta aici, am avut câteva momente în care am recunoscut un anumit stil de scriitură de care mie mi-era dor. Un anumit fel de a construi și da, un anumit fel de a lovi. 87 până în 92, 5 ani de zile, am clădit ceea ce a ajuns mai târziu Vacanța Mare. Mă uit în partea dreaptă sau mă uit în partea stângă sau mă uit în spate și am acolo câțiva colegi care sunt un barometru pentru mine, este Nicu de la Sunet, sunt băieții din culise și reacția lor a fost aceeași cu a mea în foarte multe momente. Mie mi-a plăcut foarte mult. Au. Și mi-a plăcut foarte mult și stilul de scriitură. Genul lui de umor mie îmi place, adică eu chiar sunt în continuare fan Vacanța Mare. Mi-a plăcut să ascult de când erau casete piratate cu Vacanța Mare, dar a venit cumva, nu știu, ca un fotbalist care a stat pe banca de rezervă foarte mulți ani. Domnule, da, îmi place umorul negru. Vesel, felicitări, așa. Sunteți senzațional. Mi se pare că sunteți un pic așa, ori emoționat, ori obosit, ori... Mai cu viață. Am înțeles că nu vrea să vorbesc despre subiectul Vacanța Mare, nu insist, nu e problema, nu. Nici nu a contat, pur și simplu a fost un moment bun, genul lui de umor mie îmi place. Am emoții eu. Nu știu de ce am emoții în momentul ăsta, dar am emoții. Să ne acceptăm tragicul sfârșit. Zâmbiți! Bravo! Mulțumim frumos! Mulțumim! V-ați dat nimic când a spus că din 92 n-ați mai făcut nimic? Pe scenă. Pe scenă. Pe scenă. Mai da. Ține deci bun, mi se pare premieră. Extraordinar. Din 92 să nu mai ieși pe scenă și să ai așa control. Nici un pic de emoție. Că chiar sunt foarte bun. Sunteți foarte bun. Asta e părerea așa mea și a lui Bendeac. Nu a fost pe gen stand-up. Adică nu a fost pe sistemul pe care se practică astăzi. Am recunoscut cumva monologele alea care erau în perioada aia foarte mișto de la Vacanța Mare, în anii 90, 91, 92, când făceau spectacole. Sunt mică, e Vacanța Mare, ce dorme fost de ea. Totul arată bine, așa că e timpul să continuăm. Pentru că la fel de bine arată și ea. Da, arăt bine. Dar știi de ce arăt bine? Că iubesc mult, când iubesc, iubesc tare. Știți voi ce zodie sunt eu? Sunt geamănă. Ei, când face sex, scoate și de sub pat. Ca dracu scoase. Bună seara! Sunt doamna Rosa! Doamna Rosa! Doamna Rosa! Uite, vine doamna Rosa. Ține-te bine. Urmează un show incendiar, doamnelor și domnilor. Urmează... nemai văzutul. Te am venit să dansez un pic cu... cine? Cu Mihai. Mihai? Doamne, ajută, ce bine! Să luați doamna la dans, că lui îi place dansul la nebunie. Știm, știm. Și plac și fetele frumoase, imediat se lipește de ele, doamna. Despre următoarea concurentă, doar atât. Ea este Rosa. Ați început perfect. Atât. Bine v-am găsit. Am venit la dumneavoastră. Pentru că iubesc foarte mult pe Delia. Iar. Și după aceea, și simpatic, Mihai Bendeac. Să rămână, mulțumim. Pentru mine n-a mai rămas nimic. Sau vine pentru mine, sau vine pentru Mihai. E... până acum n-a venit nimic pentru chiar, să vedem. Nu știu, cineva să-i dedice un cântec, cineva să-i cânte, cineva să... se găsesc, nu-i problemă, sunt convinsă. Muzica! Muzica, mai... mai... vă rog! Omikel, omiyadik noyo,
Oni. A, e un potpuriu. Rosa e acel gen de concurent care îmi umple scena. Everybody! E așa un amalgam de trăiri și senzații tari. Este un mujer latina care ne cântă maghiară. Mi-a plăcut. Cântați! Doamnă, cântați! Hai, Benzec! Hai să-l ia pe Benzec la dans! Așa, doamnă, asta ne-a ați înțeles altceva. Comunicați cu juratul! Nu, altceva. Da, da. Du-te, hai! O să rămâi datoare pentru asta. Aici împlinești visele! Se usudează cupluri! Dar! Hai, dansează! Chiquita! Să la piept. Se lasă mai greu. Hai să... Înainte de... Mai am. Păi... Prezint... Mujer de Mexicanos. Doamne, să nu prezentați un parc. Maestru Malagueña. Ole! Oh! Hai! Putem salva acest moment dansând? Nu, crede-mă. Ba da. Nu. No. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Oh, Malagueño, sane rosa. Rosa, tuberosa, tuberculosa, rosina. Da, nu chiar așa. Maestro, te rog să pui... ceva mai mișcat. Piesa de la Mihaela Runceanu, te rog. Pentru amintirea ei. Deci știți că după tot ce ați făcut, un moment în memoria, am bine papsul. Nu, nu, nu contează. Trebuie să respectăm și morții. De oră și noi o să devenim morți într-o zi. Corect. Domnule Bendeac, voi compune un cântec, dansând cu morții. De-ar fi să mori. Chiar mă, așa e textul, de-ar fi să mori, aș crede că glumești. Maestro! Da, aveți un maestru aici? Muzica, maestru! Muzica! Băi, care ești, mă, mâncați ești, suflet? Greu să reacționez. Deci a venit a când... Nu, de fapt, nu cânta. Când cânta, când nu cânta. Oricum, era, nu era negativul, că era pozitivul. Așa, după care s-a oprit aia și a zis... Iar acum aș vrea, în memoria Mihaela Runceanu, să... Maestre! Acum cânt pentru... Pentru mine! Fiindcă am visat cu ea și a zis să cânt piesa asta. Ea v-a spus? I-a spus chiar ea. Acum e momentul că s-a odihnit. Fiți atenți. Ia și. Chiar și acum. Ce ești? Ce să fac? Ce să fac? Alo. Ușor. Ușor, mămică. Ai ales ce n-am știut. Maestre! Fun, mai rămâi. Maestre! Maestre! Clipele răsat și apun. Maestre! Stelele n-aș avea. Maestre! Un prâmpei pe maestre, mori! Maestre! Poate că vei veni. Te-ar fi să vii. Aș crede că visez. Mi-aș aminti ce dor mi-a fost de tine. Îmi pare foarte rău că n-am avut un tun cu apă la dispoziție să o lipească de perete. Să văd ce altceva ne-ar mai fi cântat în momentele alea. Drumurile noastre
noastre poate se vor întâlni vreodată. La 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 la. Nu toate drumurile duc la Roma, toate drumurile duc la cimitiri. Doamnă, să mai veniți. Da. Nu știu dacă mai vin, dacă... Să mai vină. Vă rog să votăm. Are umor, are umor. Mult. Mihai, dragă, vreau să spun sincer. Tu ești un bărbat sensual, frumos, dar nu-mi place părul. Fiindcă la o femeie când... Știi ce vreau să zic? E bine să mângâie ceva. Dragul meu... Fără păr, nu suport, nu suport. N-aș putea să fac dragoste cu cineva așa. Aș pune o perucă. Vezi, mă, dacă n-avem păr. Eu noroc că am. Eu m-am scos. Să bine, ești hazlie eu. Dar părul ăia, te rog eu, lasă să crească. Te rog eu. Să știți că îmi place să fiu mângâiat, dar nu părul neapărat. Adică am renunțat foarte ușor la treaba asta. Știu că e sexy, știu, știu. Doamnă, e un pervers infect. Gelozia din sufletul meu, nu știu, și-a făcut loc la suprafață și faptul că m-a neglijat și toată atenția ei s-a îndreptat către Bendeac, nu știu, m-a lăsat așa, cu un gust amar și mi-am dat seama că chiar nu există iubire pe această planetă. Doamnă... Să te pup pe gură! Da! Asta da, am zis! Da! Doamnă! Doamnă! Da, eu m-am plictisit, doamnă! Vreau să-l pupe pe gură, dar să-l pupe și mai jos, că nu mai pot! Doamnă! Doamnă, vă susțin! Dacă facem un show între... Cred că mare România! Știi, mi-e plac momentele alea cel mai mult când el ia... O stimabilă doamnă de peste 40 de ani și o sărută cu foc. Eu asta vreau să fac. Am un fetiș groaznic, recunosc. Îmi place să-l văd făcând cele mai groaznice lucruri posibile. Pupă! Pupă! Dacă îi pup, nu mai doarme noaptea. Dar vrem să nu mai doarmă, doamnă. Nu vrei să-l fac pe Dar nu vrei să votezi. Păi da, dar eu trebuie să mângâi prima dată. Dar îl mângâie, doamnă, că a zis că îi place. Dacă primiți un răspuns de da. Așa. Îi dați un pupic. Dau așa una senzuală. Besa-mi, besa-mi-l mucho. Seretnim la șonciucul niului rosat. Vezi, mă, eu stau nimănui. Spune-mi că tu ai votat. Nu, n-am votat, eu încă mă distrez. Cum? Încă nu m-am hotărât. De dânsul îmi place că e foarte, foarte serios. Bendeac, Bendeac. Bineînțeles. Chelu, cam vârsta mea, nu? Are 70? Da. No. Vezi, eu sunt cosmeticianul și văd așa după figură. Inima nu fi de piatră. Mulțumim! Bye. Doamne, v-ați supărat pe Mihai Bendeac. Nu, da, de unde? Te da artist, care e problema? Da? E un bărbat, dragă. Nu mi-a ieșit combinația. Dacă se apropia, se întâmpla ceva, eu eram hotărât să lovesc cu ochii, indiferent în ce loveam. I-am dat nu pentru că n-am avut un tun la dispoziție, o trapă, o ghilotină. Ne lipsesc mijloacele. Am dorit să-i ucidem din cuvinte, dar din păcate chiar nu suntem atât de buni încât să... facem asta. Deci am să te ococ pentru că îi faci asta lui Bendeac. Îți jur că am să-ți fac același lucru. Nu mai invita toate post-europozile să atace Bendeacul nostru. Dar să se ferească, frate, dacă poate. Să fugă. Îi spune pe față, doamnă, spui... Păi da, dar el este cu bun simț. N-am învățat nimic de la mine. Să mă armăzești că e carpeta de lux al mamaine. Umilitoată, biner! Uite ce frumos îți vine! Așteaptă ca un concurent să-ți spun răspunsul. Lebădă, lebădă! Ce zici cu viața de lebădă? Din nou împreună la Ai Umor. Din seria Când noi nu avem probleme, ne facem. Intrăm în capitolul Fashion. Se vede așa cum mă strânge? Normal. Nu, așa se vede. Dar dă-i mă, omule, un sacou, nu-i mai dau. Să mă arăt să-și fi carpeta de lux al mamai mea. Și ce mă, mie-mi place, mă, ce-i? Dar nu, se vede, se vede, nu.
El nu ți-e mic. Zi-mă. Ia-ți vă la altul albaș. Stai. Nu, este foarte frumos acolo. Merită să fie ce să-ți fie puțin mic, ca să ne-a bine la cală. Tu se vede ciudat? Dacă ești mai ciudat decât acolo, sau acolo e mișto. Hai că ești bine, boss. Nu mi-a plăcut mult, era mier, mă. Păi atunci ia-te jos ăsta. Mi-a plăcut mai mult cum eram îmbrăcat altădată când eram în negru. Schimbă-l, frate, numai să continuăm o dată. Dăm sacul. Mai cât ți-l dau. Ăsta este momentul decizii finale. Bine că te-ai băgat în baie acolo. Uite ce frumos îți vine. Așteaptă ca un concurent să-ți spun răspunsul. Hai să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el, ca să nu-l lase singur la greu. Hai, zic că-i bine acum. Rămân așa. Hai, Mișco, nu-ți aleg. Aleluia! Umili toată, Binar! Bun, am rezolvat cu Bendeac, să trecem la Chelu. Băi, pantofii ăștia au o singură problemă. Ce te țin? Nu se potrivesc cu pantaloni. Păi cum să nu se potrivească? Aia merg cu absolut tot tipul de pantaloni. Bine, mă, jur. Aia sunt cei mai clasici, pe care le văd. Mai fă-le ceva jos dacă vrei, dar vin foarte bine. Trăiască Bendeac, care vrea să mă transform într-un băiat drăguț de 22 de ani. E clar, jurații noștri s-au moliți de la concurenți. Sunt fierți pe fashion. Dacă să fie pentru show-ul ăsta, mă, frate, un travesti. Cred că dacă treci mai departe, trebuie să vii, frățioare, îmbrăcat în rochie. Așa că de acum încolo, totul e posibil. Trecem la un alt nivel. Doamnelor și domnilor, pe scena Ai Umor, Elena Suscrăcinskaya cu Moartea Lebedei. Lebădă, lebădă. Ce zici cu viața de lebădă? Suscrăcinskaya. Da. Deci ce simte o lebădă când își pierde penele, în cuvinte? Năpârlire. Da, selfie-ul.
Care a fost treaba cu selfie-ul? Păi a zis că oricum înainte să mor, tot timpul facem selfie pentru Facebook, știi? De ce nu și-ar face și o balerină înainte să moară, nu? Și lebedele își pot face selfie exact. De azi înainte? Este o plăcere să te revăd, Danci. Lui Danci îi place atât de mult travestiul. Are și fața care îl ajută, are și grimasele care pot ajuta. Știi că am lucrat împreună, știi că te apreciez foarte mult și că e posibil ca tu să fii poate cel mai bun din România atunci când faci un travesti. Și te apreciez foarte mult pentru asta și îmi place că o faci până la capăt și bravo ție! Să faci travesti o chestie grea, să nu cazi în... Da, să-l faci plăcut, să fie comedie, nu? Că la urma urmei un personaj din ăsta este comic, adică n-ai cum. N-ai așteptări să creadă cineva că tu chiar ești femeie, nu. Deci trebuie să jonglezi bine lucrurile. Mi-a fost foarte greu și vreau să-ți mulțumesc că datorită ție am zis că pot să merg mai departe, dar tot timpul am ridicat standardul, să nu se deloc niciodată vulgar și nici ieftin. Și îți mulțumesc și ție pentru asta. El face niște travestiuri cu... mare artă, știi? Tot timpul l-am admirat mult, din umbră, după care am și colaborat pentru iComedy. Nu poți să faci un travestit de calitate, cum face Mihai. Nu! Vedeți o femeie frumoasă pe plajă, hai pe ea, cu calarilor ce sunteți! Dacă nu ai toate piesele care să le combin bine, că atunci ești penibil. Superb! Mi-ai furat privirea cu tot actul artistic, ca să zic, mai mult decât cu, știi, nu că n-a fost bine și că n-a fost funny, a fost. Dar mai mult eram așa, wow, ce bine se mișcă, dar ce, știi? Îi place atât de mult chestia asta, dansul, baletul și nu știu ce, încât el a creat un moment care a fost foarte frumos și lui a fost milă să adauge mai multe elemente, mai multe cioace, mai multe... chestii de, să spunem, între ghilimele, eclizare sau de râs, știi? Dar el e de meserie, lămurește-mă, să înțeleg. Întreabă. De meserie? Actor, balerin? Am terminat Academia de la München de Arte Frumoasă, unde am avut și cursuri de actorie și acolo ești învățat cum creezi un personaj de travesti, din cele mai mici detalii până la cele mai fine. Interesant. Nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că nu am mai văzut alte lebede niciodată. Am văzut câteva lebede la Constanța acum vreo 15 ani și se chinuiau să noate într-un lac înghețat. Așa că am să votez. Amarnic. Nebăduța a fost minunată. Uite cum ies fulgi din ea când aleargă. Cel puțin pentru faza aia de la final, cu selfie-ul, care mi s-a părut o încununare a acelui moment care a fost foarte frumos și care a spus ceva atât, atât de actual. Este ok. Sunt acel gen de nenorocit care a plecat și de la lacul lebedelor, pentru că prea mult balet m-a obosit. Am fost la un spectacol cu balet o singură dată în viață și am plecat urlând. Lăsăm lebeda să zboare liniștită, să noate. Mulțumesc. Mulțumim, ce bravo, felicitări. Felicitări. Ei au fost concurenții din seara asta. Cei care au primit cel puțin 2 like-uri din partea juraților merg mai departe și intră în procesul de voting. Un singur concurent, cel care primește cele mai multe voturi, se califică în finală și are șansa să câștige marele premiu în valoare de 20.000 de euro. Află rezultatul votului mâine la Observatorul de la ora 16. Descarcă-ți aplicația, votează-ți concurentul favorit și trimite-l în marea finală. Doar votul tău îl poate duce acolo. Distracția continuă și săptămâna viitoare. Începeți weekendul cu o porție de bună dispoziție sâmbătă la Te Cunosc de Undeva. Și vreau să fii soția mea. Marele câștigător al celui de-al 9-lea sezon al transformărilor este Andrei Orodici. Oh! Apoi nu rata un nou episod din Ai Umor, duminică 29 mai, numai la Antena 1! Nu mai am niște treabă, să știi! Nu mai ai! Oh, lasă, a oprit în gât! Așa! Jandic! Mă bucur!
Nu știu să vă arăt sau nu, asta e foarte secret de stat. Asta așa pentru finală. Tu crezi că a nimerit unde trebuia? Eu încă mai cred că sunt momente în care mă aflu la camera ascunsă. Eu aș vrea să vorbesc cu vaca un pic, dacă s-ar putea. Nu știu cum se spune la... Vacu. Te uiți ca vaca. Ce ai mulți vaci vreodată? Da. Dar n-ai mulți vaca aia. Tipa asta mă face să nu mă intereseze numărul, dar încerc să mă concentrez la numărul. 100% impertinent. 100% tâmpit. Eu cred că e cel mai bun act de până acum. Ține o palmă întinsă. Aia curată, te rog. De ce ai venit aici? De Revelion mi-am pus o dorință, eu și cu prietenul meu, să ajungem la TV. Păi eu știu prietenul? Prietenul meu este la mireasă pentru fiul meu. Vrei să vezi Loredana Cruza? Ia! Ai fost minunat în iraș. Da, mulțumesc, fals! Sublim! Bă, dacă ar fi toți ca băiatul ăsta, jur că... n-aș mai cere bani.